Și eu vin acum și spun așa. Ăsta este un statut al Fotbal Club Steaua București asociat. Și spune aici. Vreau să luați de aproape, să citească toată țara, ca să nu mai spună ei că palmaresul este la ei. Preia în întregime tradițiile glorioase ale acestea. Ce înseamnă glorioase și tradiție? Tradiție și glorie, nu? Mai este la ei? Preia în întregime. Clubul Sportiv al Armatei Steaua, asta s-o filmați toată, că e interesant asta. Toate astea, atunci, dacă vă aduceți aminte dintre voi, am adus în notar ca să certifice adevărul. Bună ziua! Mă lucrurile gata, ară bine, las. Pe ce m-am chemat? Păi mă, tatu, nu poți să vezi după aia să faci poze? Mă iertați, mi-a atras atenția, e superb. E al lui Lucian. E al Luchin. Vreodată în viața lui Luchin m-are bani să cumpere tabloul ăsta? E tabloul meu cumpărat, cu banii jos, cum să fie lui Luchin. Nu, doamnă Becali, e un Lucian, tabloul. Vezi că ești domitoc? Că ești domitoc? Cum să fie un vezi că e o vază cu flori? Eu te rog frumos să-l lași pe domnul Becali în pace. Lasă-l pe domnul Becali. Te mă, gata, da. De ce m-am chemat, da? Că a fost zilele trecute, da. Toate discuțiile astea, că cu palmaresul, Steaua, că la cine e palmaresul, unde-i palmaresul, da? Vreau să vă arăt un document în care se specifică foarte clar Clubul Sportiv al Armatei Steaua, da? Cetează tradiția și palmaresul domnului George Becali. Adică, dumneavoastră... Scrie, negru palm? Scrie. Nici o aluzie, băi. M-ați înțeles? Deci, tradiția și gloria Clubului Sportiv al Armatei Steaua. Scrie așa, da? Scrie, scrie. Vreți să vorbești în locul meu? Vrei tu să fii aici să vorbești în locul meu, cu asta în față? Vrei tu? Deci, ce înseamnă asta, da? Ce înseamnă palmaresul? Palmaresul înseamnă a câștigat Steaua, da? În 86, Cupa Campionilor Europeni. Ce are ei? Adică armata, ce are ea? Are cupa, da? Care nici măcar nu e cupa aia mare, e o cupă mică care se ca aia e. Aia e și la muzeu. La muzeu, la noi e una, dar e mică. Mai înțeles? Deci are tinichelele, are toate cumpele, toate medalile, tot ce e feros pe pământ, are. Bine mă, are tot ce e feros pe pământ, da? Dar cine are gloria și toată tradiția la tot ce s-a câștigat? A cui e gloria pentru câștigarea ei? A lui Gigi Becali. A lui Gigi Becali, da? E tradiție ca Steaua să câștige campionate după campionate? E. A cui e tradiția? A lui Gigi Becali. Și cu asta basta, da? Deci sunt dubitoci. M-ați înțeles? Toți generalii de la armată, care că cu tare, mai ales ăla, cu voce subțiri, ei sunt dubitoci. M-ați înțeles? Dacă faci așa în capul lor, da? Sau de la mine plin? Eu. Sau de plin? Dacă faci la ei, nu-i se aude pentru că ei sunt dobitoci. M-ați înțeles? Deci ce are armata? Armata are tinichelele. Da, dar suporterii susțin echipa armatei. Da, suporterii, da? M-ai întrebat de suporteri, da? Da, suporteri, da. Bine, mă, suporterii. Ce vrei? Dacă suporterii vrea să susțină echipa armatei, da? Să susțină tinichelele, să susțină medalile, să susțină feroasele, care îi leu, mai înțeles? Nu știu că dintr-o dată suporterii, nu se mai înțeles, bă, sunt fierți pe metalurgie, fierți pe feroase sunt ei. Ce, Gica? Da, mă, zice lui. Te caută un domn. Bine, mă, ce domn? Un domn cu ochelari. Mă, Virgil, tu nu vezi că am ochelari? Nu am nevoie, spune să pleci. Deci e concluzie, da? Ca să tragem mai venit o concluzie. Armata are tinichelele. Dacă vrea echipa lui Steaua, eu le dau. Eu și declară, pe mine nu mă mai interesează momentul ăsta. Eu am trecut pe niște clipe grele, eu nu vreau să mă mai... Eu, dacă mă prind, mă prind pentru că așa e sufletul meu, așa e structura mea umană de om, mai înțeles? Deci eu nu vreau să mă mai enervez. Dacă vrea, le dau. Să vadă și ce înseamnă. Să plătești lumină, să plătești curent, da? Și am plătit. Am plătit utilitățile, am plătit chirie la stadion, i-am plătit băutura lui Tamași, că de ești plecat. Domnul Gigi. Familia mea are nevoie și așa de bani. Da, zi. Scuzați-mă. Da. Domnul Gigi, da, ați semnat cu băieții? Bun. Deci acum ca să trecem la partea acolo, așa, la conferință, mi-a cerut Mirel, jucător, că avem nevoie să ne întărim. Am cumpărat niște băieți. Zi, Virgil. Spune tu, vă spune Virgil. Da. Deci, Pumba, malumba, 36 de ani. Deci, un băiat de mare perspectivă, de mare viitor. SSCO, TDB, 27 de ani, mijlocaș. A dat probe și pentru Dinamo cu Taisia. Deci a dat băiatul probe la Dinamo cu Taisia. Am luat jucător cu carte de vizită, mai înțeles, să nu mai spunem carte de vizită. Și un cuplu de fundași albanezi, Manilo Laban și Igor Bucinski. După mama e ucrainean. Domnule Becali, acum câți bani ați declarat că doriți să construiți o echipă de jucători români la Steaua? Zi, tată, zi. Deci ați declarat că doriți să construiți o echipă de jucători români la Steaua. Iacă. Da, bun. Și în al doilea rând, ați declarat că peste cadavrul dumneavoastră, că va ajunge un jucător gay la Steaua. Cum comentați lucrul acesta? Văd că au ajuns doi acum deodată. Că au ajuns doi deodată, mă. Păi știi de ce au ajuns deodată? Pentru că eu pot să iau deodată. Mai înțeles? Bine, am zis-o așa? Am zis-o așa, da? Dar între timp, m-am întrebat și eu. Mai înțeleg? Vremurile se mai schimbă? Mami, m-am înțeles? S-a schimbat vremurile, în pas cu vremurile, m-am întrebat și eu. Mai înțeleg? I-am luat la pachet pe băieți, le-am și spus, dacă ne calificăm în grupele Champions League, dacă joacă bine, bă, mă, f***uri. Mai înțeleg? Să joace băieții ăștia bine și fac eu dragoste cu ei. Pentru Clubul Sportiv al Armatei Steaua, îmi pun la bătaie și cu asta, basta. Mai înțeles? Să fie suporterii fericiți și Gigi Becali, f***ul opărit. Mai înțeles? Da. Și în cinsta lor, dacă joacă bine, numesc și stadionul Ghencia, stadionul Ghencia. Mai înțeles? Hai, ceau, m-am distrat cu voi. Doamne ajută, așa, să ne ajute Dumnezeu. Să trăiți, tată. Acum fă pozele aia. Acum poți să faci poze. Acum ești prietenul meu, da? Uite-te cu tata, faci poze, dacă vrei ți-l dau așa. Vrei să-l ți-l luau acasă? Nu, mulțumesc. Cu plăcere. Mulțumesc, doamne. Ceau!